În apropierea uneia dintre cele mai mari sărbători creștine, românii și-au creat o tradiție. Vorbim despre sacrificarea porcului cu câteva zile înainte de Crăciun. Acest obicei a creat o confuzie, fiind asociat cu o sărbătoare creștină. Din moș strămoș, românii nu renunță la tradiția de a tăia porcul de Crăciun. Această situație ne face să ne întrebăm dacă sacrificarea acestei suine este un obicei creștin sau unul tradițional. Este un obicei care nu are legătură cu credința noastră creștină. În obicei precreștin, de fapt, nu se știu originile acestui obicei de tăiere a porcului. Era o învățătură la un moment dat cum că tăierea porcului simboliza jertfa pe care Sfântul Ignatie o face în anul 110, este ucis în arenă pentru credința sa în timpul împăratului Traian, iar în vechime cei care sacrificau porcul făceau cruce pe fruntea copiilor și a celor din familie, iar porcul era consumat după, carnea de porc era consumată după ce trecea postul. Deci noi nu putem susține tăierea porcului ca obicei în felul acesta, pentru că atunci am încălcat această lege a postului, mâncând pomana porcului, mâncând din porc, consumând ceea ce se face acolo, clar nu mai putem vorbi de post și atunci iarăși este clar că această sacrificare a porcului nu are nicio legătură cu învățătura noastră creștină. Sacrificarea porcului de Crăciun în zorii zilei de Ignat la 20 decembrie este o bună dovadă a modului în care o practică păgână a ajuns să se asocieze cu o sărbătoare creștină. De asemenea, ar mai fi o discuție în legătură, înainte vreme, porcul era tăiat după Crăciun sau în ajunul Crăciunului urmând a fi consumat, dar este clar că este o reminescență, mai ales a perioadei comuniste, când oamenii se pregăteau pentru a avea de Crăciun și ei carne pe masă. Știți bine care era situația în perioada aceea comunistă. Am prins-o ca și copil, că nu aveai de mâncare, mai nimica, nu găseai carne mai pe niciunde și atunci oamenii, prin tăierea porcului, acest obicei de tăierea porcului, își asigurau hrana și carnea necesară pentru sărbătorile care urmau, Crăciunul, Revelionul și celelalte sărbători. Bineînțeles, la fel și noi sfătuim pe oameni, dacă tot sacrifică porcul și au acest obicei, să încerce să postească, dacă tot au început să postească, până la Crăciun. La români, tăierea porcului în gospodăria proprie reprezintă un motiv de mândrie și de bucurie, semnalând și apropierea Crăciunului. Nu este un obicei creștin, ci este unul ce își are originea în trecut, la popoarele păgâne. De regulă, la sacrificarea porcului, cei miloși din fire nu este bine să ia parte la acest obicei, deoarece porcul moare cu mai mare greutate. Mai mult, carnea va fierbe mult mai greu. Bătrânii de la țară spun că după ce porcul este tăiat, pârlit și spălat, se recomandă punerea unei pături peste el și un copil să îl încalece. Astfel, anul viitor va fi unul lipsit de boli și plin de bogății, sănătate și prosperitate.